În seara aceasta să vă pot spune bun venit în locașul de închinare și pacea Domnului are o semnificație deosebită. Pe la noi, prin România, se mai spune câteodată că inamicul veșnic câteodată își bagă degetele în lucrurile care nu-i aparțin. Ne s-a mai întâmplat nouă de mai multe ori să nu meargă ceva exact la începutul sabatului. Mi-aduc aminte că acum, nu știu, 6-7 ani, Google a hotărât să ne șteargă canalul de pe YouTube pentru o ofensă imaginară care n-am aflat niciodată ce a fost. Dar în vineri seara respectivă, cu puțin înainte de a începe serviciul divin, am descoperit că toate emisiunile noastre fuseseră șterse, canalul nu mai exista și așa mai departe. În seara aceasta am avut probleme cu transmisia în direct. Ultima dată când m-am uitat eu la computer, nu aveam nicio problemă. Dar în seara asta, în mod misterios, cineva a intervenit. Și probabil că trebuie să ne întrebăm de ce. Probabil că trebuie să dăm mai multă atenție decât de obicei cuvintelor pe care le vom auzi în seara aceasta. Deci, bun venit tuturor la început de sabat nou. Domnul să ne binecuvinteze pe toți cei de aici și cei de departe și să ne deschidă mințile și inimile pentru ca să primim cuvântul Său. Îl voi invita pe fratele Sabo să ne conducă în rugăciune la începutul serviciului divin și apoi vom începe cu predica. Nu mai avem timp de cântare, vă invit pentru rugăciune. Tatăl în cerul, îți mulțumim pentru privilegiul și pentru harul nemeritat că putem fi din nou înaintea ta. Mulțumim pentru făgăduința ta promisă pentru oriunde să adună copiii tăi în numele tău și pentru numele tău. Te rugăm ca să binecuvântez orice suflet care a venit cu bucurie înaintea ta. Binecuvântează și purtătorul de cuvânt din seara aceasta. Trimite-ne solea de care avem nevoie. Deschide-ne ochii să vedem ce vrei să ne arăți, să ne deschizi inima, să primim ce vrei să ne spui și urechile ca să auzim ce vrei să ne auzim. Ajută-ne când vom pleca de aici, să putem pleca cu bucurie în inimile noastre că te-am văzut, te-am auzit, te-am simțit că ne iubești și că ne mântuiești. Și mulțumim în numele Domnului Hristos. Amin. Pacea Domnului, happy Sabbath. Sabbath fericit. How was Randy Skeet? Cum a fost sesiunea cu Randy Skeet? All right. I'm so happy to be back here again. Mă bucur din tot sufletul să mă reîntorc aici. I'm so thankful they got the live stream working because did you know people in other countries are watching? Și mă bucur din tot sufletul că internetul merge. Știți că și persoane din alte țări privesc. Global ministry here in the Romanian church. Voi aveți o lucrare globală în această biserică. Before we begin, I'd like to praise God that we have the gift of tongues, right? Înainte să începem, mulțumim Domnului pentru darul limbilor. And we know that God can give us all good gifts. Și știm că Dumnezeu ne dă fiecăruia daruri bune. Please bow your heads one more time as Irina and I kneel. Să ne plecăm capetele încă o dată. Father in heaven, Tată din ceruri, we thank you for this beautiful Sabbath day. Îți mulțumim din tot sufletul pentru această zi frumoasă de sabat. And we ask that you would give us a new heart.
Și cerem ca tu să ne dai o inimă nouă. Not just physically, but in every way. Nu doar fizic, dar în fiecare sens al cuvântului. I pray that Irina and I are the first to receive that new heart. Și cerem ca Irina și cu mine să fim primii care primim acest dar. May we be the image of Jesus to your precious Romanian children. Ajută-ne să arătăm chipul tău fraților români de aici. Thank you in Jesus' name. Amen. În numele Domnului Iisus îți mulțumim. Amen. How many know somebody who's had a heart attack? Câți dintre dumneavoastră cunoașteți pe cineva care a avut un atac de cord? How many know somebody who has high blood pressure? Câți dintre dumneavoastră știți pe cineva care are hipertensiune? Everybody. Toată lumea. How many people think that this is mostly genetic? Câți credeți că este mai mult pe bază genetică această problemă? Okay. All right. Câțiva? Now you can't change who your mom and dad were. Acum nu putem schimba pe mama și pe tata, nu-i așa? But you can change some other things. So let's bring the slides up and we'll take a look. Alte lucruri și vom privi la slide-urile pe care le avem. What are the top 10 killers in Romania? Care sunt ucigașii, primii 10 ucigași din România? What do you think is number one? Care credeți că este numărul 1? Yes, exactly. But did you see that COVID was number 3? Da, vedeți că COVID este numărul 3? Now, I have to share with you a little bit. I work in a hospital and the paramedics are not allowed to pronounce you dead at this place that I was at. Vreau să vă spun câteva lucruri. Eu lucrez la un spital și paramedicii nu aveau voie să te pronunțe mort. This was during COVID. Se întâmpla în timpul COVID-ului. And so they bring in people that basically are dead, like every shift. Și aduc pe oameni care practic sunt morți când ajung. And I examine them and then I pronounce them dead. Și examinez și trebuie să-i pronunț ca morți. The paramedics almost never make that mistake. Paramedicii aproape totdeauna nu fac această. And one guy came in, he got drunk, he got in his car, he wasn't wearing a seatbelt, he hit a telephone pole and he went out and, you know, his head popped open. Un om care băuse, a avut un accident, a fost expulzat din mașină, s-a lovit cu capul de un stâlp și a murit în felul acesta. And so I examined him, I pronounced him dead, and then as I was walking out, the nurse said, oh, don't forget to swab him. M-am dus acolo, am văzut că era mort, am scris că este mort și nursa, când eram gata să mă întorc să plec, a zis, ai grijă să nu îi să-i dai cu bățul la nas. And I said, for what? Și am zis, dar de ce? He's dead. Am zis, e mort. You have to swab him for COVID-19. Trebuie să iei swabul pentru COVID-19. And I said, why? Și am zis, dar de ce? E mort. Hospital policy on all death. Polița spitalului, aceasta este pentru toate morțile. So you can decide what they do with that information. Deci puteți să vă decideți ce vor face cu această informație. But that is exactly what happened to me. Dar exact acest lucru mi s-a întâmplat mie. If you want to know more about that, that's another lecture. Dacă vreți să mai vorbim despre asta, asta o lectură separată. What's the number one cause of death in Africa? Care este cauza numărul 1 pentru moarte în Africa? What do you think? Ce credeți? A lot of people think that. It's actually heart disease. All over the world now, the number one cause of death, even in the developing world, is now heart disease. Răspunsul a fost AIDS, dar și mulți cred acest lucru, dar ucigașul numărul 1 mondial este boala de inimă. McDonald's has come a long way. McDonald's și-a făcut cale în toate țările. Did you know that Loma Linda made it illegal for McDonald's to start for a while? They wouldn't allow McDonald's to enter Loma Linda. How many people knew that? A fost ilegal în Loma Linda pentru un timp să intre pentru McDonald's să intre Loma Linda. But then we had a mayor who knew not Joseph. Dar până a fost un primar care nu îl cunoștea pe Iosif. But is diet just the only cause of heart disease? Dar dieta, simpla dietă, este singura cauză a bolii cardiace? Sometimes people don't even know they have heart disease. De multe ori, oamenii nici măcar nu știu că au boală cardiovasculară. Did you know that half of the time you get no warning, no chest pain, no nothing? Știți că jumate din pacienți n-au niciun simptom?
Your first and last symptom is sudden death. Prima și ultima simptomă pe care puteți să o aveți este moartea. And people say, well, God would never let that happen. And I say, well, he lets it happen half of the time, so you might be in that half. Și unii oameni spun, a, Dumnezeu n-ar lăsa așa ceva să mi se întâmple. Dar Dumnezeu permite acest lucru să se întâmple la jumătate de populație. De ce nu și nouă? But the good news is heart disease is going down and cancer is going up. Dar vestea cea bună este că bolile cardiovasculare scad, iar cancerul urcă. And there's a very clear reason why this is. Și există un motiv foarte clar pentru acest lucru. How many people know what cholesterol is? Raise your hand. Câți dintre dumneavoastră știți ce e la colesterol? How many people know what saturated fat is? Raise your hand. Câți știți ce sunt grăsimile saturate? Do you know what I mean when I say LDL? Știți ce zic când spun LDL? LDL-ul? HDL. Sau HDL-ul? How about systolic and diastolic? What are those things? Sau sistolic sau diastolic. Who knows what a CEA 125 antigen is besides Irina? Cine știe ce este CEA 125 antigen? See, so that's the reason why. Deci, asta e motivul. People are very educated about heart disease. Oamenii știu multe despre bolile cardiovasculare. And as far as cancer, people are like, I don't really know what causes cancer or what the issue is with cancer. Și referitor la cancer, oamenii spun, nu prea știu care e cauza cancerului. Cancer is big money. Did you know that? Știți că cu bolile de cancer se fac bani foarte grei. Heart disease is big money, but cancer is even bigger money. Banii care se recuperează în bolile cardiovasculare sunt destul de multe, dar cancerul aduce și mai mult venit. And a lot of people don't know how to avoid cancer, but if you want to, come back tomorrow and you'll learn. Mulți nu știu cum să scape de cancer, dar dacă vreți să știți mai multe, reîntoarceți-vă mâine. How many people have ever waited more than one hour in the emergency department? Câți dintre dumneavoastră ați așteptat vreodată mai mult de o oră la emergency room ca să fiți văzuți? Who's waited more than 2 hours? Cine a așteptat mai mult de 2 ore? 3 hours. 3 ore? 4 hours. 4 ore? Wow. 5 hours? 5 ore? Oh, wow, that's tough. Oh, we have one. So, do you know how to go to the very front of the line right away in the ER? Știți cum să ajungeți în capul liniei când mergeți la ER? Yes, that's all you have to cu say. Simptomul, I'm having chest pain. Mă doare în piept. And I've had people do that. I'm having chest pain. And I come in the room right away and say, okay, can you tell me about the chest pain? Și sunt oameni care îmi spun acest lucru. Și eu vin în cameră și spun, ok, descrieți-mi durerea de piept. Yes, it hurts a little bit, but can you tell me about this little rash that I have? Și da, mă doare puțin în piept, dar uite, am aici it's ceva really la picior. Mă mănâncă. So that's how you get to the front of the line because people are very educated about heart disease. Deci așa folosesc unii acest simptom ca să poată ajungă la capătul liniei. Who knows why they made margarine? Cine știe de ce margarina a fost creată? Why was it created? De ce a făcut-o cineva? Well, it was to replace butter, right? Exactly. A fost ca să ia locul untului. Why do you want to replace butter? Dar de ce să schimbăm locul untului? It tastes good. Well, butter is saturated fat, right? Untul este o grăsime saturată, nu-i așa? And so they were thinking it'd be better for your health to eat margarine than butter, but now people are back to eating butter because of problems with margarine. But we'll learn about that more later. Deci oamenii au vrut să schimbe untul cu margarina, dar acum oamenii schimbă margarina înapoi pentru unt. Și o să învățăm mai mult despre asta mâine. So, does anyone here know what the symptoms of heart attack are? Raise știe your hand if you can tell care me sunt simptomele bolilor cardiace? Sau atacului de cord, sorry. Okay, chest pain, good. Any other symptoms? Durere de piept, corect. Alte sure. Simptome? Jaw pain, yeah. Așa vă doare aici, corect. What else? Shoulder, back, așa, right? Umărul, spatele poate să vă doară, corect. Did you know that all of those descriptions were based on studies done on white men? Știți că toate aceste simptome au fost alcătuite din studii făcute pe bărbați cu piele albă? Women have different symptoms. Femeile au simptome foarte diferite. Did you know the elderly have different symptoms? Știți că bătrânii au simptome diferite? Minorities have different symptoms. Și minoritățile au simptome diferite de asemenea. And a diabetic may have no symptoms. Și un diabetic poate că nu are niciun simptom. How many people here know someone with diabetes? Câți dintre dumneavoastră cunoașteți pe cineva cu diabet? They could have a heart attack
with just feeling tired. Ei pot să aibă un atac de cord doar simțindu-se obosiți. I've seen people have a heart attack with just feeling dizzy. Am văzut pe oameni care singurul simptom a fost că se simțeau amețiți și au avut atac de cord. How many people here have had a stress test before? Câți dintre dumneavoastră ați avut a stress test? Did you know that that's only about 65% accurate? Știți că aceste examene sunt doar 65% acurate, corecte, precise. And the reason why is that it doesn't show you what the arteries look like. Și motivul este pentru că nu se vizualizează arterele. But did you know that even getting an angiogram may not be enough either? Da, știți că chiar dacă aveți o angiogramă nu poate fi, s-ar putea să nu fie destul nici aceasta. Because it doesn't say what kind of blockage it is. It shows that there's a narrowing, but doesn't say what is inside the blockage. Pentru că deși se vede calcificarea și zona unde s-a făcut stenoză, nu îți spune ce fel de calcificare este acolo. That's why we have coronary CT now and there's other new technology. De aceea avem și CT-ul coronar și alte modalități să studiem. How many people here know their cholesterol level? Câți dintre dumneavoastră știți cât vă este colesterolul? Does anyone know what normal is? What's normal? Știe cineva care este normalul? Under 200, that's sub right. Sub 200, correct. Right. But the problem is, what is normal? La problema este, care este normalul? How do they determine normal? Do you know how they decide what normal is? De unde? Pe ce criterii se marchează zona de normal? They take people who have no symptoms and no disease, and then they take the average and then just go out two standard deviations. That's it. Deci iau oameni care n-au simptome, n-au boli și îi verifică care este colesterolul lor și până merg două linii mai în sus sau mai în jos. Standard deviation, nu linii. And that isn't science, that's actually just voodoo. Și asta nu e științific, este voodoo. Because a normal cholesterol in a normal country that normally dies of heart disease is not normal. Pentru că un colesterol normal într-o țară unde se moare pe capete de această boală nu este normal. I would rather have optimal. Eu aș vrea să am optimum. And in the large studies on heart disease, nobody with a cholesterol less than 140 ever had a heart attack. Și în studiile largi, nimeni cu colesterolul sub 140 a avut vreun atac de cord. So I tell people try to shoot for 140. Așa că eu spun oamenilor să încerce să ajungă sub 140. I don't ever want to have a heart attack. Niciodată nu vreau să am atac de cord. I want to be as healthy as possible. Vreau să fiu cât mai sănătos posibil. And if you say, "Oh, I have a normal cholesterol, but it's 190." Did you know people with normal cholesterols have heart attacks every day? Did you know that? Știți că oamenii cu colesterolul normal în fiecare zi au atac de cord? And I don't want to be normal in any way. I want to be optimal. Eu nu vreau să fiu normal, vreau să fiu optimum. We'll talk about vitamin D and what is normal for vitamin D and who decided that. O să vorbim despre ceea ce este normal pentru vitamina D și cum s-a ajuns la aceste concluzii mai târziu. Tomorrow, don't miss it. Dar asta e pentru mâine. Nu pierdeți ocazia. Did you know that smoking used to be allowed on airplanes? Știați că se permitea pe vremuri să fumezi în avioane? Do you know what countries did away with smoking last, like they allowed people to smoke for a long, long time? Știți care țări au fost cele care au permis fumatul cel mai lung? Japan. Japonia. Because in Japan, most of the men smoke. Pentru că în Japonia, cei mai the mulți majority bărbați, of Japanese men smoke. Isn't that crazy? Majoritatea bărbaților fumează. But did you know they have only 25% of our heart disease? How is that possible? Dar știți că ei au numai 25% din procentajul bolilor cardiace? De ce oare? What do you think it is? Ce crede? Genetics? Maybe. Genetica? Oh, could be cholesterol. Fish? I like that. Lots of fish good answers. Okay. Lots of good answers. Răspunsuri bune. So, how many people have actually been to Japan? Câți dintre voi ați fost chiar în Japonia? So I've been to Japan. I was a missionary in Japan. Eu am fost un misionar în Japonia. Am fost and acolo. I was
going to a restaurant, but I didn't have much because I didn't have much time because I was a missionary. I had to prepare for my next class, and so I went out to eat. I usually never go out to eat there because it's like super expensive. Așa, deci m-am dus la restaurant, de obicei nu făceam lucrul ăsta că eram foarte ocupat, dar aveam foarte puțin timp și m-am dus la un restaurant acolo. But I was very hungry, so I got the large combo plate. Și mi-era foarte foame și m-am dus să iau farfuria cea mai mare. And the large combo plate had six little compartments on the tray. It was like a little child's school lunch tray. Și porția lor cea mai mare era cât un... cât o farfurie cu șase compartimente micuțe, ziceai că era pentru copii la masa de prânz la școală. And in one compartment there was three green beans. Și într-un compartiment erau trei bucățele de fasole. And another one had like two peanuts. Și cealaltă avea două bucățele de alună. And another one had like four soybeans. Și cealaltă avea vreo patru soybeans. And then I had a little thing of seaweed over here. Și pe urmă aveam puțină alge de mare. And I said, oh, this is great. So I finished it and I said, that was a really good appetizer. I'm ready for the main course. Și am zis, foarte bun apetizant. Acum unde e mâncarea? And they said, that was the combo plate. Și eu am zis, asta a fost mâncarea. Their serving sizes are very tiny in Japan. Just like the all the roads are very tiny and the dump trucks are very tiny. Everything's very tiny over there. Deci porțile de mâncare, ca și străzile și mașinile și tot de acolo sunt foarte micuțe. Mr. Bora would be giant Dan over there. Fratele Bora ar fi gigantul Dan acolo. So everything's very small in Japan. Așa că totul e foarte micuț acolo în Japonia. And we here in America, we have restaurants like Claim Jumper where you can't even finish one of the appetizers. Noi avem restaurante cum e Claim Jumper unde nici nu poți să termin unul din apetizantele pe care sunt oferite. So their portion control is a lot better than ours and a lot of them are very good weight. There's very few obese people in Japan except for like the sumo wrestlers. Sunt foarte puțini care sunt grași sau obezi acolo, decât cu excluderea wrestlers sumo. But a lot of us in the United States, gas is cheap. Dar pentru noi în Statele Unite, benzina e ieftină. But it's still cheaper than any other country. Dar totuși mai ieftină right? decât în alte țări. Be honest. You call your Romanian relatives and they'll tell you what they're paying. Cei din România și vă spun per liter. Plătesc ei pe litru. Right? And the US dollar is stronger than the euro. So I mean, what in the world, right? Și dolarul american e mai puternic. Now's your chance to go visit tata and mama, right? Acum e momentul să mergeți la tata și mama. And it's time to send them money, right? To Romania. Or maybe you already send them money. I don't know. E timpul să le trimiteți bani sau probabil deja dați acolo. But we earn a lot more money here, you know? Dar noi facem mai mulți bani aici. And even food is not as expensive as in other countries. Și mâncarea e mai ieftină aici decât în alte țări. And did you know we pay a lot less taxes than many countries? Știți că noi plătim taxe mult mai mici decât multe alte țări. But we still complain. That's the funny thing, isn't it? Și totuși ne plângem, nu-i așa? And that's the problem is that a lot of people come to the United States and then they want to eat meat because the meat is so cheap here. I can eat like meat every day, so we end up eating a lot more meat. Deci oamenii vin în Statele Unite și spun, păi vreau să mănânc carne, că ce ieftină e aici, și fiecare zi își fac obiceiul și mănânc carne. And when you tell them you should eat rice and cabbage, they say, I ate that my whole childhood, I hate cabbage and rice, I want meat. Și când le spui, trebuie să mănânci orez și varză, spun, toată viața am mâncat orez și varză. I didn't come to the United States to eat cabbage and rice. N-am venit aici să mănânc varză și orez. But then they gain weight, right? Dar pe urmă se îngrașă, nu-i așa? So the land of promise isn't always a good promise. Așa că țara promisiunilor sau făgăduită nu aduce cele mai bune făgăduințe. Who knows the top four risk factors for heart disease? Who can tell me all four? Care sunt cei patru factori de risc cei mai importanți în bolile cardiovasculare? If you can tell me all four, I have a prize in the car waiting for you. Dacă puteți să mi le spuneți toate patru, am un premiu pentru dumneavoastră în mașină. Ridicați mâna dacă vreți să încercați. Who wants to try all four risk factors? Cine vrea să încerce toate patru factorii de risc pentru bolile cardiovasculare?
Just raise your hand. Ridicați mâna. I want you to raise and tell me all four. Dar trebuie să le spuneți pe toate patru. Okay, go for it. Cholesterol. Okay. Colesterolul crescut. Lipsă de exercise. Lack of exercise. Okay. Tabaco. Smoking. Okay. Okay. Grăsimile saturate. You were very close. You named four of the top six risk factors. Foarte aproape. Ați numit patru din cei șase cei mai importanți factori de risc pentru bolile. Lack of exercise is number five. Lipsa de exercițiu e numărul 5 și obezitatea e numărul 6. Dar diabetes. Diabetul e primul. High cholesterol. Colesterolul înalt. Smoking. Fumatul. And high blood pressure. Și hipertensiunea. Those are the big four. But you're right. Number five and number six is lack of exercise and obesity. That Dar is correct. Lipsa exercițiului și obezitatea sunt 5 și 6, pe locul 5 și 6. Did you know that if you're diabetic, you have 10 times more risk of having a heart attack? Știți că dacă sunteți diabetici, aveți un risc crescut de 10 ori față de ceilalți pentru a avea atac de cord. That's even worse than smoking and lung cancer. Lung cancer, you're only 7 times more likely to get that if you smoke. E mai rău decât a fuma și de a avea pentru a avea cancerul de plămâni. Dacă fumezi, ai risc de 7 ori mai mult. Who has an HDL greater than 60? Anyone Cine in this room are have an HDL greater than 60? Mai mult de 60? E cineva aici? HDL-ul mai mult de 60. I bet grandma does. Cred că bunica s-ar putea să aibă. No? Nu? 63. Oh, good! That's fantastic. So you can subtract one risk factor. Deci puteți subtrage sau scoate un factor de risc pentru bolile cardiovasculare. So if you have high blood pressure, the HDL cancels that out. Deci dacă ai hipertensiune și ai HDL acumulare sora Marinel, se cancelează una pe alta. But don't think you can take up smoking, okay? We don't Dar want you to do să that. Nu vă apucați de fumat acum. So, let's take a look at I'm going to give you a quiz. You just tell me true or false, okay? Okay, trebuie să-mi spuneți dacă este adevărat sau fals. La don't fiecare. You need to eat some cholesterol? Trebuie să mâncăm un pic de colesterol. Okay. All right. Chicken and fish are healthy? Puiul și peștele sunt alimente sănătoase. No? Nu? One to two alcoholic drinks is protective for your heart. Una sau două băuturi alcoolice pot exercita un efect protectiv pentru inimă. Everybody says no for that. You must be Seventh-day Adventist. Sunteți adventiști, nu-i așa? Fat is bad for you. Grăsimea este rea pentru dumneavoastră. Oh, I heard Dan. Avocados are bad because of high fat content. Avocado nu este bun din cauza că e prea gras. Nu e sănătos. Nuts are worse because higher fat content. Nucile sunt mai rele că au grăsimi mai multe. Coconuts are the worst because of high saturated fat. Nucile de cocos sunt nucile cele mai dăunătoare având grăsimi saturate. Margarina este bună. Did you know that every single one of these is false? Știați că toate acestea sunt statement-uri false. Cholesterol is made by your body, even if you don't eat any of it. Did you know that? Dacă nu mâncați un strop de colesterol, corpul dumneavoastră face colesterol. Your body constructs cholesterol out of the fats that you eat. Corpul face din grăsimile pe care le mâncați. So you don't have to eat any cholesterol, okay? So next time you are grabbing that steak and you say, Mama, I have to get a little cholesterol. That's deci, not true. Data viitoare când luați fritura și spuneți, Mama, trebuie să mănânc puțin colesterol, nu este adevărat. And Mr. Boro was right. It depends on the type of fat. Because avocados and nuts and coconuts, those are actually good forms of fat. Și fratele Boro avea dreptate. Grăsimile contează. Avocado, nucile și coconut sunt bune. Deci depinde ce fel de grăsime mâncăm, dacă e bună sau rea. Chicken and fish are better than like pork or something like that, but they're not necessarily
good for you. Deci puiul și peștele e mai bine decât carnea roșie, dar nu este neapărat bună pentru noi. But I thought fish have omega-3s, right? Da, parcă știam că peștele are omega-3, nu? Isn't like my friend, he just went to Alaska and what do you think he brought back? Prietenul meu s-a dus în Alaska salmon, și of course, right? Cu ce credeți că s-a întors? He fished all weekend and brought back these huge salmons. Tot weekendul. So isn't that really good for your heart because of the omega-3s? Right? Tot weekendul a fost la pescuit și well, it's nu e bine. Yes and no. Care omega-3? Right? Da. Because și the nu. Problem with fish is what does fish have in it now? Problema cu peștele este ce au peștii acum în ei? Heavy metals is right. What else does it metalele, have? Metalele, nu știu cum se traduce. Grele. What else does fish have now? Și mai ce are peștele acum? You're saying mercury. Mercury, yes, that's a heavy metal. Mercur, da, este din parte din face parte din metalele grele. Have you heard of PCBs? Ați auzit de PCBs? Who knows what Agent Orange is? Câți dintre voi știți ce e agentul portocaliu? That's a thing that can dissolve into fish. Este ceva care poate să se dizolve în pești. Who remembers what happened in a place called Fukushima over 10 years ago? Câți dintre voi vă aduceți aminte ce s-a întâmplat în Fukushima? How long ago? About a little over 10 years ago. Cam cu 10 ani în urmă. What happened? Ce s-a întâmplat? Yeah, so the nuclear rods they melted the radioactive plant melted down. Deci a fost o plantă nucleară care s-a topit acolo. Does anyone know where the rods went? Like the actual radioactive rods? Și știți unde au ajuns bucățile radioactive din acea plantă nucleară? Yeah, nobody knows. It went to the ocean. Nimeni nu știe. Se crede că a intrat în ocean. And did you know they caught a batch of salmon in inland Canada? Și-au prins far away, în okay? Canada niște salmoni, un grup de salmoni. In Canada, inland Canada. În Canada. And every single fish had radioactivity from Fukushima. Every one. Și fiecare a avut părți radioactive de la această plantă. But do you think you'll find that in the mainstream news? Dar credeți că veți auzi despre asta în știrile de zi? Why wouldn't they publish that? Why wouldn't they tell people that? De ce n-ar spune la lume aceste lucruri? Exactly. You would destroy the fishing industry. Ar distruge industria cu pești. And they said in the study, yes, it was 100% from Fukushima. There was radioactive levels, but they were low enough to be safe. Și în studiul ăla au zis, da, au fost părți radioactive de la acea plantă 100%, însă erau la nivele care au fost safe, cum zic ei. But why do I want any radioactive, you know, substances in my body? Dar de ce aș pune și un pic de substanțe radioactive în corpul meu? Did you know that you cannot drink radioactivity away? Știți că nu puteți să beți și să scăpați de radioactivitate? Once you're exposed to radioactivity, it just builds higher and higher. You can't detox from radiation. Nu poți să te detoxifici de radiații. Did you know that who likes Hawaii? Someone was in Molokai, right? Who likes Hawaii for vacation? Cui place în Hawaii să meargă în vacanță în Hawaii? Did you know that the Hawaiian Islands, the background radiation is 500% higher since Fukushima? Știți că după Fukushima, radioactivitatea în acele insule e de 500 de ori mai mare decât înainte, dar nimeni nu vă spune lucrul ăsta. Why wouldn't they tell you that? Și de ce nu? Well, you destroy Hawaii because their whole business is like tourism, right? Distrugi turismul din Hawaii. Without tourism, what would Hawaii have? Like a few pineapples, macadamia nuts, that's pretty much it, right? Fără turism, Hawaii are doar câteva produse, macadamia, pineapple și altele. Yeah, so that anytime something has a huge economic interest, it's very hard to find the truth. Deci când există un interes foarte puternic economic, găsirea adevărului cu privință la ea e foarte dificil. Do you know how much two doctors made on the safety study for Pfizer for the vaccine? Do you know how much money Știți they made from just their stock in Moderna and Pfizer? Câți bani au făcut doi doctori care au scris pentru Pfizer studiile care le-au făcut ei? This was a husband and wife team. Un soț și o soție.
So how much do you think they made? Cât credeți că au făcut ei până acum în stocul lor de vaccine pentru COVID? Millions? Milioane? 3 million? 3 milioane? 9 billion. 9 bilioane. I don't know. I mean, it's probably like the wife said to the husband, "Hey, honey, make sure this study turns out good so we can go to Tahiti every year." And he probably says, "Babe, we can buy Tahiti now." Probabil soția a spus soțului, "Vezi, ai grijă să iasă bine studiul ăsta ca să putem să să mergem în Tahiti în fiecare an." Și soțul probabil s-a întors către soție și i-a zis, "Dragă, putem cumpăra insula cu banii de la asta." So, fats are good if they are plant fats. Deci grăsimile sunt bune dacă originea lor este din plante. Polyunsaturated fats lower LDL and the other monounsaturated fats they raise HDL. Grăsimile polisaturate scad LDL-ul și grăsimile monosaturate cresc HDL-ul. Was anyone part of the walnut study in Loma Linda? Do you remember the walnut study? They had a study many years ago. Were you part of the walnut study? Ați fost parte din studiul de walnut care s-a făcut asupra adventiștilor cu ceva ani în urmă. They had people eating a cup and a half of walnuts every day. Isn't that crazy? That's a lot of walnuts. Să mănânce o cană și jumate de walnuts, de nuci. Some of my friends were part of the study because they provided all three meals a day. So they were medical students, so they were like, "Oh, everyone makes three meals a day for me. I'll eat it." Am avut câțiva colegi în școala de medicină care au participat doar pentru singurul fapt că le dădea de trei ori pe zi să mănânce. Because they hid the walnuts in different recipes. Like there was like a walnut pesto, then there was like a walnut lasagna and things like that. And then in the other dishes, like the control group, they used other fats instead of walnuts. Pentru că ei ascundeau aceste nuci în diferite rețete și grupa cu control avea alte grăsimi, dar cei care erau în studiul cu walnuts aveau nuca ca grăsimi. And it was incredible. They lost almost 20 points off their LDL. Și a fost incredibil. Au scăzut 20 de puncte aproape toți în LDL-ul lor, colesterolul LDL. And that, just so you know, is as powerful as stopping smoking, losing all your weight or starting to exercise. Și această scădere este la fel de puternică ca dacă ai lăsa fumatul, dacă exersezi și ajungi la greutatea ideală. Această scădere. But don't tell your wife, "See, I don't need to exercise because I'm eating walnuts now." Dar right? Nu spune soției, "Hei, acum nu mai exersez pentru că mănânc nuci." You still have to do both. Trebuie să le facem pe amândouă. So instead of salmon, where can you get omega-3s from? Deci în loc de salmon, de unde putem lua omega-3? What contains omega-3? Flaxseed, yes. Sămânța Anything else? Altceva? Chia, yes. Anything Sămânța else? Chia, așa este. Altceva? Walnut, yes. Nuca. Do you know what the most absorbable omega-3 though is? Dar care este omega-3 cea mai absorbabilă? Mai ușor absorbită. Tofu does. It's actually seaweed. That's the most absorbable. Este din seaweed. So how many of you like Korean food? Vă place mâncarea coreană? Yeah, make those little kimbap, the little things with the seaweed for yourself. Faceți right? acea mâncare kimbap cu algele de mare. Rice and then little vegetables in the middle, right? Little radishes. Right? Este orez cu ridiche în centru și pormă cu seaweed. Brown rice though, right? Orez maro, sigur. And omega-3s will lower your risk of dying if you do have a heart attack. Omega 3 reduce riscul de a muri de atac de cord dacă ai atac de cord. It will lower the stickiness of your platelets, which is good. Va face ca plăcuțele să nu se lipească unele de altele, ceea ce e foarte important. Know someone with high triglycerides? Anyone know someone with high triglycerides? Câți dintre voi știți pe cineva cu trigliceridele mari? Yeah, it will also lower your triglycerides. So va scădea și triglicerii. What you can do is take some really good organic grape juice and then soak some chia seeds overnight, and then you can have like chia dessert. It's really good. Puteți face un desert cu chia seeds băgate într-un must, 100% must, așa, le lăsați peste noapte și dimineața mâncați acea budincă care rezultă, e foarte gustos. Or you can blend it into a smoothie every Sau puteți să puneți într-un smoothie aceste... How many people know what trans fatty acids are? Câți dintre voi știți ce sunt alea grăsimi trans fats? M-ar veni. I don't know if there's a Romanian translation for that. Is that hard? Mm-hmm.
So, imagine if you are in McDonald's right now. Imaginați-vă că sunteți în McDonald's acum. The deep fat fryer. Și acea prăjitor merge. And trans fats are formed by heat, light and oxygen. Grăsimile hidrogenate sunt făcute prin căldură, heat, what was that again? Light and oxygen. Lumină și oxigen. So that's what the deep fat fryer is, right? Deci asta este prăjitul de fapt. I know fried foods taste so good, but și știu că au gust foarte bun, dar they are dangerous. Sunt periculoase. So it's better to use lower heat. Right? Deci mai bine să folosim căldura mai That's jos. A little healthier for you. E mai sănătos pentru noi. And just so you know, they looked at a study on margarine, and even just 4 teaspoons of margarine a month increased your risk for heart attack by 2/3 over somebody who did not use margarine. Deci folosirea și a 4 lingurițe pe lună. Did you say per month or per day? Per month. Per month. Yeah. Deci folosirea a 4 teaspoons a day versus less than 1 a month. Așa, deci 4 lingurițe pe zi contra celor care folosesc mai puțin de una pe lună crește riscul pentru boli cardiace cu 66%. So what you can do is like take some extra virgin coconut oil and try that on your bread instead of the margarine, maybe just a little bit of, you know, sea salt or pink Himalayan salt. Deci în loc de margarină, puteți folosi untul de cocos virgin cu puțină sare Himalayan sau alt fel de sare. This was a natural remedy. Acesta a fost un remediu natural. And they looked at taking this for 8 months. Și s-au gândit să facă acest lucru pentru 8 luni de zile. And it worked as good as a drug for cholesterol. Și a lucrat atât de eficace ca un medicament pentru colesterol. And it is the second most powerful food for blood pressure control as well. So cholesterol and blood pressure. Este a doua mâncare efectivă împotriva hipertensiunii și a colesterolului. Every single Romanian loves it. Și fiecare român iubește acest remediu. Ce-o fi? What is it? I'll give you another hint. In Transylvania, this is what you should eat to protect yourself. În Transilvania, trebuie să mâncați acest lucru ca să vă protejați. Garlic is right. Usturoi, așa este. If you take 4 little cloves of garlic a day, you will lower your cholesterol like a drug. Dacă luați 4 cățeluși micuți de usturoi pe zi, scade colesterolul uimitor. And people say, "Well, does it have to be raw? I can't stand my husband already." Și unii oameni spun, dar trebuie să fie negătit, crud. Well, the study used raw, so I'm sorry. Studiul da, l-a folosit fără să fie. Maybe you can blend cook it up in some hummus or something like that. Poate îl puneți în hummus sau în altceva. The interesting thing was is that the cholesterol got worse in 4 months before it got better in 8 months, which is kind of strange. Dar interesant că colesterolul s-a înrăutățit în 4 luni înainte ca să se îmbunătățească în următoarele 4 luni. And why do you suppose that is? De ce credeți că se întâmplă acest lucru? Is it coming out the walls? Yeah, so it comes out of the walls into the bloodstream and then from the bloodstream it has to go out the stool. Deci el a început să se desprindă de pe pereți și să ajungă în circulație și atunci ei când măsurau în circulație îl găseau mai abundent decât înainte. She's going to be a good medical missionary. So, this is the main way you get cholesterol out of your body is fiber. Deci felul principal prin care scoatem colesterolul din corp este prin fibre. What foods have fiber? Ce mâncăruri au fibre? Oatmeal. Oatmeal, yes. Oatmeal has a great amount of soluble fiber as well as insoluble fiber. So it's good for constipation and colon cancer as well as lowering cholesterol. It's great. Fibra din oatmeal este și solubilă și insolubilă. Deci este foarte bună și pentru constipație și pentru mai multe, dar și pentru scăderea colesterolului. And on top of that, oatmeal lowers your blood pressure too. Și oatmealul scade și tensiunea. And on top of that, oatmeal creates a coating in your biome, in your intestine,
which favors good bacteria. It's called beta-glucan. Face un film sau o cămașă în intestine care favorizează creșterea microbilor sănătoși în intestinele noastre. Did you know that when you go out into the sunshine, the body changes a molecule of cholesterol into vitamin D? Știați că atunci când mergeți la soare, corpul schimbă o celulă de colesterol în vitamina D? There's many, many steps to the process, but I think it's an interesting exchange. It's like God, he takes away our sin and he gives us his righteousness. Este un schimb foarte interesant. Este cum lucrează Dumnezeu cu noi. El ia păcatul nostru și ne dă neprihănirea lui. If you just add 15 grams of fiber to your diet, dacă adăugați doar 15 grame de fibră la dieta dumneavoastră, you will lower your risk of heart disease by half. Veți scădea riscul pentru boli cardiace la jumătate. And that's very simple. Și acest lucru e foarte simplu. All you have to do is eat one apple before every meal and that's it. Și puteți face aceasta doar mâncând un măr cu fiecare masă. I'm giving you more food to eat. Și eu vă ofer și mai mult de atâta. I promise you, you'll be amazed when this happens. Vă promit, veți fi uimiți când you're se întâmplă like, acest lucru. Wow, the apples, I'm losing weight. It must be like some amazing chemical in the apples. Și o să ziceți, wow, mănânc un măr la fiecare masă și deja se duce burta, toată grăsimea. Ce se întâmplă cu mărul ăsta? Ce o avea în el? No, it's when you eat the apple, you don't have as much room for the deep fried things that you were going to eat anyway. Și nu e neapărat ce are mărul, ci faptul că el umple stomacul nu mai permite să puneți celelalte mâncăruri proaste în stomacul dumneavoastră. What foods have no fiber in them? Ce mâncăruri nu au niciun pic de fibră în ele? Animal products, that's right. Produsele animale, așa este. So any animal products have no fiber. Deci orice produs animal nu are fibră în el. Did you know there's a diet called the full plate diet and there's only one rule? Știți că există o dietă care se numește dieta farfuriei pline și are o singură regulă. You know what the rule is? Știți care e regula asta? 40 grams of fiber. That's it. No other rule. 40 de grame de fibră. Now, don't go out and get a big pack of Metamucil and then drink it down and then eat the steak and after that, because that's not how it works. Acum nu vă duceți și cumpărați Metamucil și mâncați o grămadă de din ăla și pe urmă mâncați fritura la sfârșit. You have to get the fiber from actual food. Trebuie să mâncați fibra în mâncăruri, așa cum apare ea în natură. And the reason why that works is if you're busy eating 40 grams of fiber from food, that's a lot of vegetables and grains and things like that, right? Și dacă sunteți ocupați cu 40 de grame de mâncăruri care au fibră în ele, vă veți umple foarte rapid, așa? It's just like Ellen White says, our watchword in reform is something better. Cum zice spiritul profetic, cuvântul care ar trebui să fie în mintea noastră referitor la reformă este ceva mai bun. When you fill your life with good things, there's no room for the bad. Când îți umpli viața cu lucruri bune, nu ai loc pentru alea proaste. How many people think that a cholesterol drug is as good as an apple? Câți dintre dumneavoastră credeți că o medicație pentru colesterol e tot atât de bună ca un măr? Which do you think is better? Care e mai bun? Apple? Well, they actually did a study on this. Au studiat această întrebare. And it's in the last 10 years, so it's semi-recent. În ultimii 10 ani, deci e semi-recent. And they found that the apple performed just as well as the cholesterol drug. Și au găsit că au constatat că mărul reacționează sau are același efect ca o medicație pentru colesterol. Are mai puține efecte secundare. Which one was more expensive though? Dar care a fost mai scumpă? The apple was actually more expensive. Can you believe that? Mărul a fost mai scump, credeți acest lucru? Because even though drugs make lots of money, they're very cheap to produce. Pentru că deși medicațiile sunt foarte scumpe, ele sunt destul de ușor să le fabricate. How many people love to eat fresh fruit? Câți dintre dumneavoastră iubesc fructele proaspete? They looked at a study of 500,000 Chinese and they found that those who ate the most fresh fruit compared to those who ate the least fresh fruit had 40% less risk of stroke and heart attack. Au observat că s-au uitat la jumătate de milion de chinezi și au văzut că cei care mănâncă
vegetale, fructe și legume crude, exact, au riscul pentru boli cardiovasculare scăzute cu 40%. And does anyone know what the most effective natural remedy for blood pressure? Știe cineva care este It lowers the systolic an average of 9 points and the diastolic an average of 5 points. Remediul cel mai bun pentru tensiune, I'm sorry, I missed the points. How far? 9 and 5. Deci sistolica și diastolica scad 9 și 5 puncte fiecare cu această intervenție. No salt? That's good. I never even thought about that. No, this is something that you actually eat or drink. Asta e ceva care mâncați sau beți. Garlic is second most powerful. Usturoiul e a doua mai puternică. I'll give you a hint. People who try to fail their army test will drink a lot of this. Cei care vor să scadă inducția în armată beau foarte mult din această substanță ca să nu ia la armată. Romanians love it. Și românilor le place foarte mult. Beets. Sucul de sfeclă roșie. 10 ounces of beet juice every day will lower your blood pressure like there's no tomorrow. 10 unci de suc de sfeclă roșie va scade tensiunea uimitor. And you can add a little lemon juice to it because the lemon juice also lowers your blood pressure. Și dacă pune și un pic de suc de lămâie ajută de asemenea să scade tensiunea. Does anyone know what flower will lower your blood pressure? Știe cineva ce floare scade tensiunea? They make a tea out of it. Se face ceai din ea. Chamomile is good for sleep. Hibiscus, that's hibiscus. Right. Very Așa good. Este. 3 glasses of hibiscus tea every day will lower your blood pressure. 3 ceaiuri de ceai din floarea hibiscus va scădea tensiunea. And I think it tastes really good. Și mie mi se pare că are un gust foarte plăcut. There are other ways to lower your blood pressure and I don't have time to name them all and how it works, but you can take a look at them. Mai sunt și alte căi naturale prin care se poate scădea tensiunea. N-am timp să trec prin toate, dar puteți privi aici lista. Of all the nuts, the pistachio was actually the strongest for blood pressure. Ceea ce e interesant, din toate nucile, fisticul a fost cel mai and bun. And pistachios, like the chamomile, actually help you go to sleep because they have natural melatonin. Și fisticul, ca și ceaiul de chamomile. Well, not right before you go to bed, but maybe have it for your last meal. Like, if you eat 2 meals a day, have it for lunch. If you eat 3 meals, have it for supper. Deci dacă mâncați fistic, poate la lunch, e foarte bine de asemenea. Și ceaiul de mușețel, de asemenea, induce somn. But the best way to go to sleep is not to do something 3 hours before you go to bed. Este să nu faceți un anumit lucru cu 3 ore înainte de a vă culca. People are on their laptop, right? Oamenii sunt la computere, like, nu? Oh, no, seara. It's getting late. I better get off the computer. Și zic, e târziu, trebuie să ies de pe computer. And then they get into bed and they're like. Și pe urmă se bagă în pat și. That's actually what causes more problems with sleep in our society. Asta cauzează mai multe probleme cu somnul Don't în societatea noastră decât any orice electronic altceva. Device for 3 hours before you go to bed. 3 ore înainte să vă culcați, nu folosiți electronicele. And here I am putting a screen in front of everybody. Și uite, eu mă pun aici. Screen. Of all the whole grains, the strongest for blood pressure is amaranth. Din cereale, cel mai bun pentru tensiune este amarantul. Celery juice, very powerful. Sucul de țelină, de asemenea, foarte important. So many things are good for blood pressure. Multe, multe lucruri ajută tensiunea. So, how many of you have a guy in your life that you love that has high blood pressure? Câți dintre dumneavoastră aveți un bărbat în viața dumneavoastră pe care îl iubiți foarte mult și are hipertensiune? Huh? You people? Nobody? Nobody knows persoane? Any guys above voi pressure? Nu știți? All you have to do is if you're the woman is you have your menu right here on like 3 slides. Dacă ești soția acelui om, uite, aveți meniu aici pe 3 slide-uri. And then the blood pressure will go away. Și va scădea tensiunea. Not necessarily always. Nu totdeauna. Because there's other causes besides diet. Pentru că mai sunt și alte cauze pentru aceasta. So, deci, one drink a day, or maybe even less than one alcoholic drink a day,
lowers your risk of heart attack. True or false? Adevărat sau fals? O băutură sau două pe zi scade riscul de atac de cord. What do you think? Ce credeți? Alcoholic. Wine. Deci, wine, beer. Vin, bere. You don't think so? Nu credeți? So it's very interesting. Foarte interesant. Is that if you drink wine or alcohol less than 100 grams a week. That's not much. That's not even one drink a day. Dacă beți mai puțin de 100 de grame, nici măcar o băutură pe zi, your risk of fatal heart attack actually does go down. Riscul pentru un atac de cord mortal chiar scade. But what they don't tell you is your risk for non-fatal stroke goes up. Dar ceea ce nu vă spun este că riscul pentru stroke nefatal crește. I don't know about you, but I would rather die of a fatal heart attack than to like be sitting in bed with a non-fatal stroke for the last 10 years of my life. Nu știu despre dumneavoastră, dar eu mai bine aș muri de un atac de cord mortal decât să am un stroke care nu mă ucide și mă paralizează pentru restul vieții mele. And finally a study within, you know, about roughly the last 5 years, they looked at this with 600,000 people. S-au uitat la 600,000 de oameni într-un studiu recent. And they found that even if you drank less than one alcoholic beverage a day, less than one alcoholic beverage a day. Și au descoperit că dacă bei o băutură alcoolică mai puțin decât o băutură chiar pe zi, you still shorten your lifespan. Îți curtezi lungimea de viață. And if you drank 100 grams to 200 grams, you lost 1 or 2 years, and if you drank more than 200 grams a week, you lost 4 or 5 years. Deci cam un an sau doi dacă bei mai puțin decât o băutură pe zi, dar dacă bei mai mult de more than 200 grams cut mai, off 4 or 5 years. Mai mult de 200 de grame scade 4 sau 5 ani din viața dumneavoastră. So even moderate drinking causes shortening of your lifespan. Deci și băutul moderat taie din longevitatea dumneavoastră. There is one food you only have to eat one serving a month to lower your cholesterol. Did you know that? Există o mâncare din care trebuie să mănânci doar how much? One serving of the food per month. O singură porție din această mâncare pe lună și vă ajută. Who knows what that food is? Care ar putea fi această mâncare? Just once a month was able to lower cholesterol almost as much as a drug. Scade colesterolul aproape similar cu o medicație. Deci se mănâncă o singură porție pe lună să scadă colesterolul. Do you know what this is? Știți ce e asta? Those are Brazil nuts. That's right. Mucile all you had to do Brazil. In this study was eat 4 Brazil nuts at the beginning of the month. And it lasted 30 days, the effect. Dacă mănânci 4 nuci de Brazil pe lună, scade colesterolul pentru întreaga lună. But it's okay. You can eat Brazil nuts every day. It's okay. Dar e ok, aveți voie să mâncați în fiecare zi. You're not going to die, you know. Nu o să muriți din asta. That's the beautiful thing about natural remedies is there's no downside. I mean, you might chip a tooth or something like that. Asta e frumos cu remediile naturale. Just make sure you use a mechanical nut opener. Don't, you know, nu încerca să rupeți nuca cu dinții, asta e singura side effect la această mâncare. Do you know that they find that during the spring and the fall there's more fatal heart attacks? Știți că în toamnă și în primăvară sunt mai multe morți fatale de la atac de cord? But not in the state of Arizona. Dar nu în statul Arizona. Do you know why? Știți yeah, ce? We're going to get some land in Arizona, right? Trebuie să cumpărăm o parcelă de pământ. I want to put my tiny house on your land there. Vreau să pun căsuța mea micuță acolo la dumneavoastră. You can borrow my well, okay? Oh. Or my solar panels. O să vă dau eu din fântâna mea de acolo. So, do you know why there was this spike in the spring and the fall? Știți de ce a fost această creștere în toamnă și în primăvară. In all states except for Arizona. În toate statele decât în Arizona. Yes, it's the time change. Corect. Very good. Schimbarea timpului. Did you know that just 1 hour time change affects your health? Știați că schimbarea fusului orar cu o singură and oră people say, well, wait a minute, you just came from New Zealand, right? Și o să spună lumea, stai puțin, tu tocmai ai venit din New Zealand, nu-i așa? And the reason why
I do that is I'm willing to give up some of my lifespan to increase all of yours. Și motivul pentru care fac lucrul ăsta eu este că dau din viața mea ca să aveți și dumneavoastră mai multă. But I want you to know it's not always what you're eating, it's what's eating you. Dar vreau să vă spun, nu este doar ce mâncați, ci și ce vă mănâncă pe dumneavoastră. Type A personality, who knows what that is? Personalitatea tipul A, cine știe ce înseamnă acest lucru? Knows? Yes, very driven, ambitious, right? Oameni cu ambiții. Leader. Foarte curajoși. Very strict. Muncitori foarte stricți. Discipline. Disciplinați. On time. Sunt aici la timp. But dies prematurely. Dar mor prematur. Do you know what causes this person though to die? Dar știți de ce aceste persoane mor? It's not stress, amazingly. Everybody says that, but it's not stress. Toată lumea spune stresul, dar nu-i stresul. There's two personality traits in the type A personality that are fatal for them. Sunt două trăsături de caracter în aceste personalități care îi ucide. What do you think they are? Ce credeți că sunt aceste, care sunt aceste trăsături? Well, that's not a personality trait. I mean, yes, lack of sleep is not good for you, but that's not a personality. We're going away from the physical to the mental. Deci să mergem la minte acum, nu la corp. Anxiety. Anxiety is not good for you, but anxietatea nu e bună, dar ambition? No. It's actually anger. Enervarea. Supărarea. If you lose your temper for just one second and then you recover? Dacă îți pierzi răbdarea pentru o singură secundă și pe urmă îți revii. For the next several hours your risk of heart attack doubles. Pentru următoarele câteva ore riscul pentru atac de cord se dublează. So number one is hostility. Deci primul lucru este ostilitatea. It's okay for you to be opinionated, but what happens if someone disagrees with you? E ok dacă ai o opinie, dar ce se întâmplă dacă cineva nu agrează cu dumneavoastră? It's not good for them either. Nu-i bine nici pentru ei acest lucru. Well, does anyone know what the other trait is? Mai știe cineva care ce altă trăsătură mai au acești oameni? Intolerance. Intoleranța. So it's one thing. I was here at before 8 o'clock. Deci eu am fost aici înainte de ora 8. But we didn't get up here until like way late. Right? Dar n-am ajuns aici decât târziu, nu-i așa? And I just went to the bathroom and I prayed and I went. M-am dus la baie, m-am rugat, am respirat adânc. It's okay if you're on time, but if people are late, don't get mad at them, right? Don't be intolerant. E ok dacă ai venit la timp, dar ceilalți sunt întârziați. Trebuie să fim toleranți, nu? And Luke chapter 21 verse 26 tells us that things like anxiety and fear also cause heart problems. Și Luca 21 cu 26 de asemenea ne spune că anxietățile sau temerile au efecte negative. But I want to close with something very important. Aș vrea să închei cu ceva foarte important. Sometimes the bypass fails. Uneori furtunul sau bypassul nu mai lucrează bine. Sometimes no medicine can save you. Uneori nicio medicație nu poate să vă salveze. Sometimes the carrot juice runs out. Și uneori nu ai sucul de morcovi. And even the garlic won't work. Și chiar usturoiul nu lucrează. When someone's heart disease is that bad, they are placed on the transplant list. Când boala cardiacă devine atât de severă, cineva de multe ori trebuie să fie plasat pe lista de transplant. And do you know what every single person on the heart transplant list is hoping and praying will happen? Și știți ce dorește fiecare persoană de lista aia de They transplant? They are hoping that someone will die. Ei așteaptă ca cineva să moară. Because in order for them to live, pentru ca ei să poată trăi, someone has to die. Cineva trebuie să moară. That is the gospel. Aceea este Evanghelia. You and I, dumneavoastră și cu mine, have a broken heart. Avem inimi frânte. And you can't give me a transplant because your heart is just as bad as mine. Și tu nu poți să-mi dai un transplant de inimă pentru că inima dumneavoastră este tot atât de rea ca a mea. But there is one. Dar există cineva. Who was born into this world. Care a fost născut în această lume. With a specific mission to be the organ donor for you and I. Cu misiunea specifică să doneze organul pentru dumneavoastră și pentru mine. My nature is destroyed. Natura mea este distrusă. And I cannot
heal myself. Și eu nu pot să mă vindec singur. Even if I was good from now on for the rest of my life. Chiar dacă aș fi perfect din momentul ăsta până la sfârșitul vieții mele. But Jesus has developed a perfect character and righteousness and he offers to give it. Dar Domnul Iisus a trăit o viață perfectă, curată și dorește să ne o dea și nouă. But in order for me to live, dacă eu să trăiesc, someone has to die. Cineva trebuie să and moară. There's only one who can give you that new heart. Și există doar unul care poate să dea but această inimă nouă. He must take your diseased heart. Dar în schimb, trebuie să primească inima noastră bolnavă. And it killed him. Și l-a ucis. That is the gospel. Aceasta este evanghelia. And I'm so thankful that I don't have to remain with my own nature. Și atât de bucuros că nu trebuie să trăiesc în natura mea. I can be a partaker of the divine nature through Jesus. Eu pot să fiu părtaș la natura divină prin but Isus. Just like an organ transplant. Dar exact ca un transplant de organ. Does that patient have to do anything after they get the heart transplant? Pacientul ăla trebuie să facă ceva după ce primește inima aceea? Or can they just live any way they want? Sau poate să trăiască oricum ar vrea el sau ea? When Jesus gives you his heart, când Domnul Iisus îți dă inima lui, you have to take care of it. Trebuie să ai grijă de ea. You have to take your medicine, which is the Bible, every day, trebuie right? Să ții medicația care e Biblia în fiecare zi, nu? Do your consults with the great physician in prayer every day. Trebuie să consulți medicul în fiecare zi prin rugăciune. Make sure that you keep your levels very much healthy for your heart to stay strong. Trebuie să ții nivelele foarte bine menajate ca inima aceea să crească. And that's sharing your faith with other people. Și asta înseamnă să ducem evanghelia și celor din jurul nostru. That's what the sanctuary teaches us. Și asta ne învață sanctuarul. Show bread, reading the Bible. Pâinea pentru punerea înainte, masa pentru punerea înainte este altar of incense, Biblia. Prayer. Altarul de tămâiere sunt rugăciunile noastre. Candlestick, witnessing. Și candelabru de acolo înseamnă mărturisirea noastră. Most of us as Adventists are dead spiritually because we don't share. Mulți dintre noi suntem morți spiritual pentru că noi nu ducem evanghelia altora. It's okay if we have the country property in Arizona off the grid. E okay dacă avem terenul în Arizona și trăim fără să fim legați de lumea aceasta. Our own well. Avem fântâna noastră. Solar panels. Avem panelele solare. Maybe even hydroelectric. Is there a stream on there? I want și that poate one. Poate hidroelectric, nu știu. It can have everything. Poate să aibă tot ce dorim noi. But if you're just getting that land to get away from everybody and so you have plenty of food in the time of trouble and oh, you don't have any, you know? Dar dacă ne concentrăm doar să avem ceea ce ne trebuie nouă și nu ne pasă de cei care nu au nimic, then you will be lost. Atunci veți fi pierduți. Because you must share. Pentru că trebuie să împărtășiți. Or you will die spiritually. Altfel muriți spiritual. As well as physically. Și fizic. Bineînțeles. We don't move into the country for selfishness. Noi nu ne mutăm la țară pentru motive egoiste. We move into the country to have a better influence so that we can come back and work the cities. Noi lucrăm, trăim la țară ca să fim mai sănătoși și să avem o influență care să aibă un efect atunci când venim înapoi în orașe. I need my slide back. Dacă mai puteți să-mi dați slide-ul let's înapoi. Go to Genesis 22, verse 8. Să mergem la Geneza 22, versetul 8. As the scene opens, we have Abraham and also Isaac. Scena se deschide și l-avem pe Avram și pe Isaac. They are climbing up the mountain. Ei urcă pe munte. And Isaac says, "Here is the fire and here is the wood, but where is the lamb?" Și Isaac spune, "Uite, aici este lemnul, aici e focul, dar unde e mielul?" And I don't know how the translation is in Romanian, but God says something very profound through Abraham. Nu știu cum este traducerea în românește, dar Dumnezeu spune ceva foarte profund prin Avram. He said, "My son, God will provide himself a lamb for the sacrifice." It's the same, zice, fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Jesus is not only the great physician who gives you the heart transplant. Domnul Iisus nu este doar marele medic care îți dă inima, transplantul acesta. He is the donor. El este și donatorul. And I will praise him through all eternity for taking my horrible heart
and for giving me his new heart. Și îl voi slăvi pentru eternitate, pentru faptul că el a luat inima mea murdară și mi-a dat-o pe a lui. Because for all time Jesus is the only human being that is scarred forevermore. Pentru că pentru toată veșnicia, el este singurul care va purta acele semne. But those seven scars permanent on his body are the most beautiful thing to me ever because he took those scars for me. Dar acele cicatrice sunt cele mai frumoase, acele șapte cicatrice sunt cele mai frumoase lucruri pentru mine, pentru că pentru mine el le-a suportat. While I grow up and while I heal in every way, Jesus will remain the same. În timp ce eu voi crește și mă voi dezvolta în toate chipurile, el va rămâne la fel. Did you know that Jesus is the only reminder that sin ever existed eventually? Știți că Domnul Iisus este singura amintire a păcatului care va rămâne în acest univers pe veșnicie? And those scars will be the most beautiful thing. Și acele cicatrice vor fi lucrurile cele mai frumoase. There was a child. A fost un copil. And the child was always commenting because his mother had horrible scars all over her arms. Și copilul mereu vorbea despre cicatricele pe care mama le avea pe mâinile ei. And one day the child got brave enough and said, "Mommy, why are your hands and arms so ugly?" Și într-o zi copilul a întrebat pe mamă, "Mamă, de ce sunt mâinile tale atât de urâte?" And she said, "Well, several years ago there was a bad fire in our home." Și a zis, "Well, cu câțiva ani în urmă a fost un foc foarte rău în căminul nostru." And you were in the crib. Și tu erai în pătuțul tău. But the crib was surrounded by flames. Dar era foc în jurul acestui pătuț. But in order to save you, I reached through the fire. Dar ca să pot să te salvez pe tine, am trebuit să întind mâinile prin foc. And I held you close. Și te-am ținut aproape de mine. But in the process, my hands and arms were burned and scarred terribly. Dar în acest proces, mâinile mele au fost arse și am făcut cicatricele astea. And then the child said, "Mommy, your hands are the most beautiful thing I've ever seen." Și pe urmă copilul a zis, "Mamă, mâinile tale sunt cel mai frumoase lucruri pe care le-am văzut eu în viața mea." And that is why Jesus is so beautiful to me. De aceea Domnul Iisus este atât de frumos pentru because mine. Because it is the beauty of self-sacrificing love. Pentru că este are frumusețea dragostei care se sacrifică pentru alții. How many of you would like to have that new heart, not just physically, but spiritually tonight? Câți dintre dumneavoastră ați vrea această nouă inimă, nu doar fizic, ci spiritual? If that's your decision, please stand with me. Dacă asta e decizia dumneavoastră, vă rog să vă ridicați pe picioare. Loving Father in heaven. Tată iubitor din cer. You are the great physician. Tu ești marele medic. Not just physically, but spiritually. Nu doar fizic, dar spiritual. And I just want to thank you, Lord Jesus. Și vreau să-ți mulțumesc, Doamne Iisuse. For being the great organ donor for each one of us. Pentru că ai fost marele donator de organe pentru noi. That we can live. Și că noi acum putem trăi. Because you had to die. Pentru că tu ai trebuit să mori. Help us to appreciate the sacrifice you made. Ajută-ne să apreciem sacrificiul pe care tu l-ai făcut. By being willing to sacrifice for others. Prin faptul că vrem și noi să sacrificăm pentru alții. Help us to learn to be healthy. Ajută-ne să învățăm cum să fim sănătoși. Not just to lengthen our own life. Nu doar ca să trăim mai mult noi înșine. But to help others have eternal life one day. Dar ca să putem ajuta și pe alții să aibă viața veșnică într-o zi. Be with us now. Fii cu noi acum, as we rest, în timp ce ne odihnim, and help us to meditate on what you gave for us. Și ajută-ne să medităm la lucrurile pe care tu le-ai dat pentru noi. And as we do that, let us ask ourselves, what are we giving for you and for others? Și pe măsură ce facem acest lucru, ajută-ne să ne întrebăm ce facem noi pentru tine și pentru alții. We thank you in Jesus' name. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus. Amin. Amen.